Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru miercuri, 26 mai. O să avem o zi foarte încărcată din punct de vedere energetic, din punct de vedere astral, pentru că miercuri, pe 26 mai, după prânz, în jurul orei 2, ora României, o să avem faza de eclipsă de lună la gradul 5 al zodiei Săgetător. Luna este în Săgetător, soarele se află în Gemeni și pământul se află la mijloc între cele două corpuri astrologice, creând astfel faza de eclipsă la etapa de lună plină. Vă recomand să stați până la final pentru că am pregătit o surpriză pentru voi. Și acum hai să vedem ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pentru această zi atât de încărcată pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Foarte frumos. Nu mă așteptam la niște mesaje atât de frumoase, la niște cărți atât de plăcute, dar uite că au ieșit soarele, șasele de cupe și doiul de bâte. Primul rând, pe partea de dragoste, aici avem arcana majoră, soarele, cea mai frumoasă, cea mai pozitivă carte din toată suita de tarot. Hai să clarificăm de ce a apărut aici soarele pe partea de dragoste, la ce evenimente frumoase, pozitive vă puteți aștepta sau ce demersuri pozitive o să declanșeze această eclipsă de lună în situația voastră de dragoste, demersuri care s-ar putea să se materializeze în următoarele 18 luni. Hai să vedem. Spânzuratul, asul de cupe, doiul de săbii. Se finalizează o etapă de blocaj emoțional în viața voastră, pentru că aici cu spânzuratul și doiul de săbii vedem clar că lucrurile nu s-au mișcat, au stagnat, ați fost blocați fie într-o relație negativă, toxică, disfuncțională, sau ați fost blocați singuri pentru că nu v-ați permis să lăsați unei persoane să se apropie de voi. Aici cu doiul de săbii îmi dau seama că aceste blocaje au fost autoimpuse. Însă aici soarele, această eclipsă de lună, o să declanșeze sosirea în viața voastră a unei persoane noi sau poate chiar a unei persoane din trecut. În orice caz, aici este o ofertă nouă. Chiar dacă se întoarce cineva pe care deja l-ați cunoscut sau ați cunoscut-o, aici e foarte important ca oferta să fie nouă, sentimentele să fie noi, ideile, conceptele, viziunea asupra relației dintre cele două persoane să fie o viziune nouă, fresh, originală, să se pună pe masă ceva ce nu s-a mai discutat până acum. Per total, o energie foarte frumoasă aici pe partea de dragoste. Felicitări, răsare și soarele pe strada voastră. Într-un final, aici lucrurile încep să se aranjeze și viitorul pare foarte strălucit, foarte frumos pentru voi pe partea aceasta de dragoste. Fie că sunteți singuri, fie că sunteți deja într-o relație, aici lucrurile o să meargă spre mai bine. În special dacă sunteți din zodia Leu, Fecioară, Săgetător sau Gemeni, dar și celelalte zodii o să resimtă în mai mare sau mai mică măsură influența pozitivă a acestor cărți. Hai să mergem mai departe. Pentru sănătatea voastră avem aici șasele de cupe, care mi-arată că o să fie o zi foarte plăcută, o zi în care simptomele problemelor voastre de sănătate se ușurează și vă simțiți din nou mai energici, mai vitali, mai optimiști. Aici revine pe starea de sănătate o energie foarte plăcută, foarte veselă, foarte copilăriască chiar. Simțiți că aveți toată viața înainte, indiferent de vârsta la care vă aflați, astăzi, cel puțin, datorită acestei eclipse de lună în Săgetător, vă simțiți foarte optimiști pentru că Universul, Divinitatea, vă dă o nouă șansă. Hai să clarificăm această nouă șansă în sănătatea voastră, această energie atât de plăcută, copilărească, veselă, optimistă, fără griji, cum apare în viața voastră, mai ales dacă sunteți la o vârstă mai înaintată, cum puteți să identificați această energie și cum puteți să profitați de ea astăzi. Avem nebunul,
șaptele de bâte și soarele, încă o dată apare soarele. Aici, aceste cărți îmi arată că indiferent de vârsta la care vă aflați, indiferent de situația voastră de sănătate, aici soarta vă oferă un nou început. Nebunul este prima arcană majoră din suita de tarot, care ne arată că trebuie să avem încredere în planul divinității pentru noi. Vedeți acest tânăr, el nu vede care o să fie următoarea treaptă, cu toate acestea are suficientă încredere în divinitate, în Dumnezeu, în planul pe care viața îl are pentru el sau pentru ea, pentru că poate să fie vorba și de un bărbat și de o femeie aici, are suficientă încredere în divinitate pentru a păși în gol. Și atunci când o să aveți suficientă încredere în divinitate, o să vedeți semnele pe care Dumnezeu, pe care Universul vi le pune în cale, astfel încât să vă redobândiți autonomia și autoritatea asupra sănătății voastre, asupra corpului vostru, asupra organismului vostru. Și aici, cu șaptele de bâte, văd că voi sunteți pe poziția de superioritate. Puteți să obțineți ceea ce vă doriți, mai ales că aici apare soarele, care oricum o să coloreze totul în roz și o să facă totul frumos, optimist, pozitiv, o să facă orice plan să iasă în favoarea voastră. Și aici, cu șaptele de bâte, această cifră 7, această cifră magică care este legată și de ciclurile celulare din organismul nostru, din corpul nostru, îmi arată că dacă voi acum, astăzi, declanșați de această eclipsă de lună, o să acceptați această provocare pe care destinul vă pune în față și o să deviați de la traseul pe care ați fost până acum, o să o luați pe o cale nouă. Și ce înseamnă asta? Implementați un regim nou, o dietă nouă, un stil de viață nou, un program de somn nou, un program de meditație, de rugăciune nou, un program de sport și de exerciții fizice noi. Dacă aici vă reînnoiți viața, obiceiurile și modul de gândire, peste 7 ani o să fiți o persoană mai tânără din punct de vedere energetic și fizic. Chiar dacă anii o să curgă, corpul vostru o să-și revină. Și vă garantez că dacă acceptați această provocare pe care destinul vă pune acum în față, și nu doar o provocare, o șansă pe care Dumnezeu vă pune acum în față, peste 7 ani nu o să vă mai recunoașteți. O să fiți mai tineri, mai energici, mai vitali, mai lucizi și mai longeviv decât v-ați așteptat, indiferent de vârsta la care sunteți. Fie că acum sunteți adolescenți, fie că aveți 20, 30 sau 80 de ani, aici Universul vă acordă această șansă. Puteți să o luați, dar e în mâinile voastre, iarăși alegerea este în mâinile voastre. Aici Dumnezeu nu vă bagă cu forța în buzunare. Trebuie și voi să pășiți în gol. Acest gol, acest necunoscut este această rutină nouă, această dietă nouă, acest mod de a gândi nou pe care trebuie să-l acceptați și să-l implementați. Și lucrurile o să iasă bine. Vedeți aici acest copil care se bucură sub razele soarelui? Ei, puteți să fiți voi acel copil. Puteți, la nivel celular, să vă întineriți corpul. Pentru că aici voi sunteți pe poziția de superioritate. Trebuie doar să vreți. Și să vedem pe partea de afaceri, bani și carieră, aici avem doiul de bâte. O ofertă care vine din străinătate, fie o companie din străinătate vă oferă un loc de muncă, fie aveți șansa să plecați în străinătate, fie o idee care vă era străină vă vine în minte în această perioadă, declanșată de această eclipsă de lună în Săgetător, și pe baza acestei idei o să puteți să vă construiți o carieră foarte dinamică și în același timp foarte stabilă. Hai să clarificăm acest doi de bâte. Cine sau ce vine aici din străinătate către voi, cu ce ofertă, cu ce condiții și cum puteți să profitați de acest lucru, astfel încât să obțineți ceea ce vă doriți aici pe partea de afaceri, bani și carieră. Avem roata norocului, foarte frumos, luna și regina de monede, foarte frumos, absolut superb. Aici roata norocului se învârte și norocul vă surâde, este de partea voastră. Dar ca să identificați aceste șanse, aceste oportunități norocoase care pot să vă aducă aici la situația de a deveni o regină de monede, o persoană foarte stabilă din punct de vedere financiar,
persoană care nu depinde de nimeni pentru a-și acoperi costurile vieții de zi cu zi, pentru a pune niște bani deoparte și pentru a se bucura de ceea ce are de oferit viața, ca să identificați aceste lucruri, această sursă de noroc, acești oameni sau companii din străinătate care vin către voi, va trebui să fiți foarte atenți, pentru că aici luna ne arată că lucrurile sunt în ceață și în combinație cu doiul de bâte, tind să zic că e posibil să vină două oferte către voi. Vedeți aici acești doi lupi, unul este sălbatic, unul este domestic. Și aici va trebui voi să vă analizați foarte atent dorințele, țelurile, cât de dispuși sunteți să vă asumați anumite riscuri și pe care ofertă vreți să o acceptați, pe cea domestică, pe cea a lupului domesticit, care acceptă faptul că nu este în vârful piramidei, că trebuie să răspundă unor superiori, că trebuie să opereze în cadrul unui sistem piramidal foarte bine definit, adică vreți să continuați să fiți angajați pentru o companie, sau cea a lupului sălbatic, calea antreprenoriatului, calea sălbăticiei, în care va trebui să vă luptați mai mult, dar și răsplata poate fi mai mare, pentru că atunci când vă eliberați de lanțul domesticității, aveți șansa să ajungeți în vârf, aveți șansa să deveniți alfa, dar la fel de bine s-ar putea să rămâneți de unul singur, să fiți un lup singuratic. Aici depinde și trebuie să cântăriți foarte atent ce vă doriți. Vreți să riscați totul pe roata norocului sau vreți să alegeți calea mai sigură? Ambele căi o să vă aducă stabilitate financiară, asta e clar. Dar aici trebuie voi să vă analizați foarte atent și să vă răspundeți foarte onest la întrebarea ce e mai important pentru voi. Stabilitate financiară sau faimă, recunoaștere și independență? Pentru că aceste două concepte sunt polarități opuse. Dacă vreți să fiți 100% asigurați că traiul vă este acoperit de un salar pe care îl primiți lunar, va trebui să renunțați la o parte din independența voastră. Dar dacă independența și șansa de a obține faima este mai importantă pentru voi, atunci va trebui să vă asumați riscul că în anumite perioade s-ar putea să trebuiască să trăiți din resursele pe care le-ați pus deoparte. Niciuna nu este alegerea corectă sau greșită, depinde de personalitatea fiecăruia și de prioritățile fiecăruia. Aici doar vă subliniez că trebuie să vă gândiți la aceste lucruri și să faceți o alegere pe care să vă asumați. Și atunci când o să faceți acea alegere, aici luna împreună cu roata norocului, împreună cu soarele care a ieșit deja de două ori, această eclipsă de lună o să vă dăruiască ceea ce aveți nevoie. Iar dacă refuzați să faceți alegerea, atunci să nu veniți peste 18 luni să vă plângeți că sunteți la mâna destinului și că vai ce mi s-a întâmplat și nu pot să-mi controlez direcția în care o ia viața mea. Și înainte să finalizăm această etalare, în loc de cărțile de înțelepciune, în această zi de eclipsă, o să scot pentru fiecare zodie în parte o carte din oracolul de lună, ca să vă dau așa o scurtă clarificare asupra lucrurilor pe care eclipsa de lună le aduce în viața voastră, pe lângă mesajele pe care le-am primit din această etalare zilnică. Hai să vedem. Pentru nativii din Berbec, trebuie să credeți în imposibil, pentru că aici sunteți limitați doar de imaginația voastră. Și atunci când voi aveți încredere în forțele proprii și universul își aliniază astrele astfel încât toate planurile voastre să devină realitate. Și aceste planuri poate să devină realitate în următoarele 18 luni. Pentru nativii din Taur, pentru voi se arată un nou început. Această eclipsă vă afectează pe axa caselor 2-8, în zona financiară, și cu toții știm că pentru Taur stabilitatea, mai ales stabilitatea financiară, este foarte importantă. Aici fiți atenți în următoarele 18 luni la noi oportunități de afaceri, la noi oportunități de investiții, la idei care o să vă vină mai ales în jurul etapelor de lună nouă, și asigurați-vă că o să acționați asupra acestor idei în prima săptămână după etapa de lună nouă, de acum până peste un an și jumătate.
o să aveți 18 ocazii, 18 idei fenomenale pe baza cărora puteți să obțineți o mai mare stabilitate financiară. Pentru nativii din Gemeni, nodul sud, nu lăsați ca trecutul să vă țină în spate, folosiți-vă de această eclipsă de lună astfel încât să vă eliberați de lucrurile toxice din trecut, fie că e vorba de oameni toxici, de gânduri toxice, faceți curățenie generală în casă, acum e momentul ideal să scăpați de toate lucrurile care vă aduc amintiri neplăcute, emoții neplăcute, cu cât vă eliberați de mai multe bunuri fizice, cu atât faceți loc ca universul să umple acele goluri cu niște lucruri mai benefice pentru voi. Așa că nu mai ezitați și acum, în această zi de eclipsă, aruncați cadourile de la fostul iubit sau fosta iubită, aruncați toate lucrurile care nu vă mai aduc bucurie, pentru că în următoarele 18 luni, universul o să le înlocuiască cu lucruri, oameni și gânduri mai pozitive, mai benefice pentru voi. Pentru nativii din Rac, folosiți-vă de această etapă de eclipsă ca să puneți pauză pe toate planurile voastre, acordați-vă, dacă puteți, o zi pentru voi, dacă puteți, luați-vă zi liberă de la lucru, dacă nu, măcar în cursul după amiezii, acordați-vă puțin timp pentru voi înșivă ca să vă îngrijiți, ca să vă faceți manicura, ca să vă faceți pedicura, ca să ieșiți în oraș, să vă plimbați în natură, să petreceți puțin timp în solitudine cu gândurile voastre, cu emoțiile voastre, pentru că voi oricum sunteți o zodie guvernată de lună și această fază de eclipsă de lună este ca o lună plină amplificată de 1000 de ori și vă este foarte greu să navigați această perioadă dacă trebuie să petreceți timp alături de alți oameni, pentru că o să fiți mult mai susceptibili la emoțiile lor, la sentimentele lor, și o să vă lăsați influențați de trăirile interioare ale oamenilor din jurul vostru. De aceea ar fi indicat să fiți puțin egoiști, să vă puneți pe voi pe primul plan și să vă acordați cel puțin o după-amiază de solitudine. Pentru nativii din Leu, avem super luna în care emoțiile voastre sunt amplificate de 1000 de ori. La fel ca și pentru Rac, și pentru voi va fi o perioadă foarte dificilă, din simplu motiv că această eclipsă de lună este faza la care luna se află în opoziție cu soarele și soarele este corpul planetar care pe voi vă guvernează. Și această opoziție vă face mai emotivi, dar în același timp vă face și mai intuitivi. La fel ca și pentru Rac, sfatul ar fi să încercați să vă acordați o zi liberă, dacă nu puteți să vă luați concediu pe 26 mai, dacă nu puteți să vă luați ziua liberă, măcar în cursul după amiezii încercați să vă acordați câteva ore de liniște, de solitudine, pentru că și voi ca și Raci sunteți foarte susceptibili la emoțiile și trăirile oamenilor din jurul vostru și nu doar că sunteți susceptibili că percepeți aceste lucruri, dar vă lăsați și influențați de aceste lucruri. Cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți pentru voi este să vă organizați o zi de spa, de relaxare, să faceți acele activități care vă aduc plăcere și care vă ajută să vă deconectați, să vă detașați. Mâine o să fie mai bine. Pentru nativii din Fecioară, trebuie să faceți niște ajustări. Uitați-vă în viața voastră acolo unde sunt anumite dezechilibre, acolo unde sunt probleme, acolo unde nu sunteți mulțumiți de felul în care evoluează lucrurile și folosiți-vă de această etapă de eclipsă de lună în care emoțiile voastre sunt eclipsate, pentru a analiza foarte rece, foarte detașat, foarte mercurial ce e de făcut în continuare. Folosiți-vă de etapa de eclipsă de lună ca să vă faceți planul pentru următoarele 18 luni. Acesta e cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți. Pentru nativii din Balanță, gândiți-vă la lucrurile pe care trebuie să le eliminați din viața voastră, mai ales în gândurile voastre, în filozofia voastră de viață, în anumite preconcepții pe care le-ați acumulat încă din copilărie, pentru că aici sunt anumite rutine, ritualuri, gânduri, idei care v-au fost insuflate de familie, de profesori, de societatea în care ați trăit și v-ați format până la acest moment și care vă țin în spate, care vă limitează într-un fel sau altul. Profitați de această eclipsă ca să vă eliberați de aceste gânduri și în momentul în care o să renunțați la ele,
o să vă catapultați către succes și acest succes o să apară în viața voastră cândva în următoarele 18 luni. Pentru nativii din Scorpion, sunteți foarte aproape de a vă atinge țelurile, mai ales în privința unor întreprinderi financiare, pentru că pentru voi, pentru Scorpion, această eclipsă se întâmplă ca și pentru Taur pe axa caselor 2-8. Aici, dacă așteptați mărirea de salariu sau aprobarea unui credit, aceste lucruri o să vină propulsate înainte de această eclipsă, de această energie magnificată în Săgetător și Gemeni. Iar pentru cei pentru care nu o să se concretizeze ceva în această săptămână, în această zi, fiți foarte atenți pentru că anumite evenimente care se întâmplă în jurul eclipsei o să declanșeze o serie de circumstanțe, de întâmplări care în următoarele 18 luni o să vă îndeplinească un vis sau o dorință. Pentru nativii din Săgetător, trebuie să vă lăsați la mâna divinității, să aveți încredere în Dumnezeu, în Univers, în planul divin pentru viața voastră, pentru că această eclipsă se întâmplă cu nodul sud pe zodia voastră, pe ascendentul vostru sau pe plasamentele planetare care le aveți în Săgetător și s-ar putea să elimine mai mult sau mai puțin voit din viața voastră anumite lucruri. Și este foarte important când această eliminare, această excretare se întâmplă în viața voastră, să aveți încredere în planul divin, pentru că tot ce se întâmplă este o curățenie generală pentru lucruri mai bune, mai frumoase, mai benefice, care o să vină în viața voastră în următoarele 18 luni. Dar trebuie să aveți încredere și să păstrați în continuare optimismul pentru care sunteți faimoși. Pentru nativii din Capricorn, această eclipsă se întâmplă pe axa caselor 6-12, cele mai negative plasamente din astrogramă și este foarte important să rețineți că sunteți niște oameni valoroși, că sunteți apreciați și că sunteți importanți. Pentru că e posibil în jurul acestei faze de eclipsă, mâine și în zilele imediat următoare, să aveți niște crize din acestea existențiale, niște crize de identitate, niște momente în care să vă reproșați că nu ați făcut suficient, că ați fi putut să vă implicați mai mult, să faceți mai mult, să luptați mai mult. Când o să treceți prin momentele acestea foarte întunecate, foarte negre, aduceți-vă aminte că nu este vina voastră, este tensiunea astrologică a momentului. Amintiți-vă de acest mesaj, sunteți suficient de buni, nu ați fi putut să faceți nimic mai bine decât ați făcut. Folosiți-vă de această eclipsă de lună ca să vindecați niște răni karmice, ca să vă eliberați de niște lucruri toxice, de niște gânduri toxice, pentru că eclipsa din Săgetător combinată cu această lună plină în Fecioară îmi arată că acest moment poate fi unul de vindecare foarte intensă pentru Capricorn. O vindecare care o să fie declanșată de niște evenimente surprinzătoare sau poate chiar aparent negative, dar o să vă dați seama în următoarele 18 luni că totul avea sensul său pentru a vă vindeca niște răni emoționale. Pentru nativii din Vărsător, aici ceva se finalizează cu un boom, cu o explozie, cu artificii. Pentru voi eclipsa se întâmplă pe axa caselor 5-11, acestea sunt și ele niște case financiare care ne vorbesc de foarte mult noroc și de binecuvântări divine care vin asupra voastră în moduri originale, interesante, creative și foarte, foarte plăcute. Aici pentru Vărsători se finalizează într-un mod foarte fericit niște proiecte în care voi ați turnat foarte multă pasiune, foarte mult entuziasm și foarte, foarte mult efort. Și începând cu ziua de 26 mai și pentru următoarele 18 luni, o să vedeți încet, încet că o să tot vină rezultatele acestui efort depus în trecut, mai ales în domenii creative, mai ales pentru cei care sunteți antreprenori sau pentru cei care aveți un hobby pe care acum încercați să-l transformați într-o sursă secundară de venit. Foarte frumos pentru Vărsători. Felicitări! Și nu în ultimul rând, pentru nativii din Pești, folosiți-vă de această eclipsă de lună ca să meditați, ca să contemplați, ca să vă analizați foarte atent traseul vostru în viață și ca acești doi pești, simbolizați aici în această carte de lună nouă în pești,
care merg în direcții diferite, dar în același timp sunt uniți și nu se pot despărți niciodată, la fel și pentru voi, axa caselor 4-10, care este activată de eclipsa de lună din Săgetător, vă obligă să vă analizați foarte atent echilibrul dintre viața personală și viața profesională, dintre familie și carieră, dintre lucrurile pe care le țineți secret în sufletul vostru și lucrurile pe care le arătați public. Meditați asupra acestor teme, gândiți-vă dacă sunteți într-adevăr mulțumiți de relația dintre aceste zone ale existenței voastre sau dacă sunt aici niște lucruri pe care vreți să le eliminați, să le transformați, să le modificați. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, sper că v-a plăcut această rundă fulger de mesaje pentru eclipsa de lună. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi aceste interpretări și ne vedem și mâine. Pa, pa!